Transportatorii din 4 județe au îngreunat azi traficul rutier între Alba Iulia și Sebeș în semn de protest. Aceștia sunt nemulțumiți de prețul RCA, care a devenit colosal de la începutul lunii iulie. Peste 100 de camioane au circulat cu viteză redusă, protestul fiind unul pașnic. Manifestația celor peste 100 de transportatori din județele Alba, Sibiu, Arad și Mureș a început astăzi în jurul orei 11, iar după ce au staționat aproximativ 30 de minute pe drumul județean 107C, aceștia s-au îndreptat spre Sebeș, drum pe care l-au parcurs cu aproximativ 20 de km pe oră, claxonând și îngreunând traficul rutier. Scopul nostru clar este acela de a trage un semnal de alarmă, în așa fel încât autoritățile competente, în special ASF-ul, să aibă o reacție. Un alt transportator ieșit în stradă spune că din cauza prețului foarte mare la RCA sunt mașini cu care nu mai poate lucra și pe care le ține staționate în parcul auto. Avem peste 10 mașini în parcul auto care nu mai putem lucra pe din cauza asigurării. Mi se pare că este plătim 50.000 de euro pe an la 10 mașini. Să avem un profit de jumătate. În cazul în care nu se va schimba nimic, transportatorii amenință că vor continua protestele și vor bloca drumurile, fiindcă altă variantă nu mai au. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, traficul rutier nu a fost întrerupt, ci doar îngreunat, iar manifestarea a fost pașnică.